și s-a început calvarul cel mai mare, cel mai strașnic. Eu zis de Valea că a decedat. Dar Nicoleta, nu știem unde Nicoleta, nu putem să o găsim nicăieri. Ne-am dus la Curulenco, la morgă, de acolo la reanimare. Ziua și de 3 ori tot mă dușem. Astăzi la Femeile Vorbesc veți afla ce durere are Svetlana Ursu din Băcioi. Femeia e numai în lacrimi după ce fiicele sale au fost pulberate de o mașină condusă de o polițistă biată. Impactul a fost fatal pentru fiica mai mare, Valentina, care avea 30 de ani. Eu am dus-o deformată, complet. De față doar nu mai era ca mască și mâinile, țin mâinile și picioarele. Restul tot format. Era moale, parcă era din plastilină. Cel mai greu a fost să-i zică fiicei mai mici, care tocmai ieșise din reanimare, că sora ei nu mai este în viață. Uite cât voi sunteți aici de mulți împrejurul meu, dar Valea acolo e singură, chiar mă țare ca mamă, nu te doare sufletul. Parcă mi-a șipt un cuțit atunci, așa o durere a zuțit. Cum s-a întâmplat totul și la ce etapă se află ancheta, aflați în această ediție la Femeile Vorbesc. În fiecare zi, oamenii devin victime ale accidentelor rutiere. O clipă de neatenție și viața se transformă într-un coșmar. În ziua de 28 august, Valentina Bivol s-a dus împreună cu fiica sa de 6 ani, sora Nicoleta și câțiva prieteni de familie la Sângera, la hramul localității. În ziua și așa tot era ideal și de obicei, când vin eu, le întâlnem și când se duc eu, plecau de la noi, permanent le petrecem pe la poartă. Dar în ziua și așa, nu știu cum, stăteam la televizor, zic că eu știu că voi veniți înapoi, ei, mamă. Zic că se vitre să o duci pe Nicoleta, că s-o dus cu Nicoleta, cu Amelia. Și a fost bun edus. Ați mai discutat la telefon? Cu Nicoleta ne-am scris mesaje, totul e bine, totul e bine. Ați venit să mă luați? Da. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, femeia s-a simțit rău. Ceva avem așa, o parcă bătăile la inimă, parcă o leacă mai altfel, dar știu, cu tensiunea, zic că nu nimic, el ar să vii, chiar dacă eu nu m-am dus la concert. Și ala nu-i pe asta, zic, las, mai sunt zile, mai sunt concerte. În acea seară n-au venit după dumneavoastră? Nu. De ce? Ce v-au zis? M-am văzut că nu-i răspunde la mesaj și m-am gândit, zic, știu că, mă rog, e hram, zic, poate s-o dus la, ăsta se distrează, îți dansuri, la cineva în ospiție, zic, nu mai insist, că nu așa de des Valea se duce să relaxeze, că e permanent la volan, e permanent, și zic, nu mai insist, am înțeles că, și de acum mai seara, mai târziu, am văzut că tot nu vin, dar au început câinii să hamă, era vreo două. Și așa un aiurea. Hamaiau, că eu zic de obicei, știu că ori o mâță, ori cineva pe este, dar atunci așa aiurea, nu știu cum, așa și put găinile să cutcudășeau, strigau, așa un haos era așa, dar zic, poate mai auzeam pe mahală, vulpea, nu știu, zic, poate undeva ceva este. Nu m-am gândit nici. Vestea despre accidentul rutier a lovit-o ca un trăsnet. Dimineața, de obicei, trezărea la 6, a ieșit. Mă uit pe căi, merge cineva la poartă. Îmi părea că am ajuns până la poartă. Foarte lung drumul, era din o gradă până la poartă. Îmi părea că nu mai ajung la poartă, nici ajungea aer. Când am ajuns și când am văzut un verișor de meu, el a venit primul. El bărbat și când a început a plânge, zic, gata, ceva s-a întâmplat, dar tot. Eu m-am gândit, zic, mai poate s-a întâmplat un accident sau poate, dar zic, la spital. Știți cum, într-o secundă, parcă mi pare că tot viața așa a trecut prin fața ochilor și m-am gândit, zic, univa la spital. Și el ce v-a zis? Valea nu mai este. Accidentul s-a produs în noaptea de 28 spre 29 august, pe această porțiune de drum din orășelul Sângera. Potrivit anchetei, o șoferiță de 22 de ani a pierdut controlul mașinii și a ajuns pe trotuar, spulberând 3 oameni. S-a primit așa că mergem noi 4, merge doamna Valentina, deam Nicoleta, Amelia, fiica lui Valentina și eu. Noi deja trecusem de piatra de beton care se vede. Aici au fost clipi în care nu dovedești nici să te gândești, să faci, să realizezi. Pur și simplu așa au vrut
de sus, că eu am fugit înapoi în trasă, ies, cum am fugit? Mi-am tras înapoi în trasă. Că pe asmicuță o ținea Nicoleta de mână și eu o țineam de mână și din pălitură, pe dânsă au aruncat-o ca, dacă să spun așa, pe și eu am găsit-o pe dânsă. Pe asmicuță, sucat, știți câți metri de acolo. Și mai și am automat, nu mai dovedești să analizezi, că vine mașina în tine, că nu vine. Și s-a primit că Valea a vrut să fugă ca fiecare, nu într-o eu, dar cred că așa s-a gândit încă. Și asta și e. Și Nicoleta a fost aruncată? Valea cu Nicoleta le-a aruncat, eu... Pur și simplu dispărut de mână și Nicoleta și Valea și cu Amelia. Ele toate trei au dispărut. Valea cu Nicoleta au chicat deja, care noi ne-am cam în 20 decedate. Și mic clipi, câteva clipi am găsit-o așa, adică plângând, după plâns, că nu înțelegem unii. La moment eu am crezut că tot a rămas mașina undeva. Victor Panuța spune că mașina venea cu viteză mare și doar o minune a fost că nu a spulberat mai multă lume pe trotuar. De unde vine mașina? Că din unde vine autobus numărul 18 din partea și e venit mașina. Și cum a mers? E ca cum vedeți, mers. Aici doar să vedeți. E ca... E o lungă de zile. Vede locul, vine o mărți mașina, vedeți? Toată la cauciuc. E așa un drap. E din pălitură, o aruncat-o în tot și o făcut și o aruncat-o în piatră și de beton. Deci acolo s-a oprit, în piatra de beton? Nu, din piatra de beton mașina s-a oprit pe... în drept cu ea, crușe și este acolo monumentul. Betonul l-a aruncat în tras, acolo este la poliție deja înregistrat câți metri. Mă rog, s-a făcut măsurări. Ea avea viteză? Foarte. Eu nu vă pot spune și viteză, dar să faci așa pălitură, piatră și are în jur la jumătate de tonă, după cât eu văd. Cred că nu mai puțin. Să, așa o mașină să o miști, acolo este la poliție, într-adevăr, e măsurat de la gura și de canalizare câți metri au aruncat piatra în traseu. Dacă nu era piatra asta, apoi sigur că mai erau mai multe, cred că. Că de urmă merge soția, merge băiatul și mai merge o nepoată. Mergem noi deja de urmă. Dacă văză că nu era piatra, intram plin într-un și mai departe. Așa s-a primit că eu lovit în piatră și cât de am oprit-o. Din acea noapte, toată viața a devenit o durere. Și s-a început calvarul cel mai mare, cel mai strașnic. Eu zis de Valea că a decedat. Da, Nicoleta, nu știem unde e Nicoleta, nu putem să o găsim nicăieri, nu... Pe unde sunam, pe unde întrebam, nu putem să o găsim. De mele, nepoțica mi-a spus că e la spital, e la Ignatengo. Nu știem unde e Nicoleta. În momentul ăla, nu știu, îmi pare că am ieșit disculță. Cum am ieșit din casă, îmi pare că disculță. M-am pornit la poartă, că mă pornesc le caut. Și m-am întors înapoi, măcar încalți-te, măcar de să luăm un telefon, de să luăm ceva, cum așa să ne trecem cu... Așa am început drumurile. Ne-am dus la Corulenco, la morgă, de acolo la reanimare. Ziua și de trei ori tot mă ducem la poartă femeie și îmi spuneți și... Eu zic, poate nu e a mea, poate... Poate încurcat, poate nu știu, mai sunt familii, mai sunt nume. Până în ultim moment, dar să ne dirge că nu e copilul meu, zic că nu știu, numai eu. Prea multe planuri pentru viitor, avea prea multe planuri și toate erau senine, toate erau frumoase, toate... Valentina și soțul ei, Petru Bivol, creșteau o fată. În aceste imagini o vedem pe Valentina alături de oamenii dragi la ziua de naștere. Era 16 septembrie 2022. Îți doresc la mulți ani să fii fericit de la frumoasă. Deci de ce vezi de grame? Știu. Bravo, senior! Valentina și Petru își mai doreau copii, iar planurile le-au destăinuit mamei, care i-a încurajat să facă pasul.
că noi am hotărât că o să mai avem un copil și îmi fac investigații la medic și o să facem familia în frățoară, dar eu așa de tare m-am bucurat, că eu de mult îi spuneam, zic, dacă ați mai și eu, că eu n-o să mai spravesc, eu nu știu, zic, nici Valea, noi suntem împrejurul tău, cum Amelia, noi suntem ajutați fix așa, să nu retrăiești, nu... Și așa să... Nu cu dreptul, dar cu am două picioarele drepte, parcă îmi pare că mergi. Și era optimistă și eu am să fac și eu am să pot. Într-o secundă s-a spulberat tot. Soțul Valentinei era departe de casă în acea zi. Soțul nici nu știa. Suna telefonul să... Unde era soțul atunci? El e cu ruta, cu pachetele. Era pe drum spre casă, ca tare, permanent. Asta au fost luni, marți dimineață, el permanent ajungea acasă, marți dimineață, și el suna, cred că ceva să-i spui, să o preîntâmple, sau e, mă suna și mă întreba, mam, ce mâncare să fac, vine Petre din Reis, ce mâncare să fac, ceva mai deosebit, nu ca dat trecut, ceva mai, de fiecare dată întreba, de fiecare dată sfătuie, cum spun, dar poate să fac așa, poate să fie mai bine, dar nu mai ajuns să fac. Cine l-a anunțat pe soț? Cum a aflat? Pe telefon tot și-au sunat din unul în altul, că el când o, pe mine când m-a sunat așa cu un glas supărat, deși nu mi-ai spus mie, deși nu mi-ai spus, cum să-ți spun, zic, tu mergi la volan, tu vii cu acasă, te grăbești să ajungi acasă la familia ta și încă să-ți punem așa știri pe drum, zic, ai să accelerezi pe viteza și ai să apieși, pe urmă încă să mai fie ceva, să mai întâmple ceva, să mai... Am vrut să-l protejăm într-un fel. El pe urmă a înțeles, dar deodată era supărat foc, deși noi nu l-am anunțat, că deși poate el ceva a putut să facă, zic, acolo cât s-a fost împrejur și nu a putut nimeni să facă, asta a fost pe loc. Nu că pe urmă să aibă șansă de viață și nu s-a acordat la timp ajutorul. Ce simte acum femeia care și-a îngropat fata? O durere profundă. O durere care sapă în tăcere. 30 de ani am păsat-o, 30 de ani, de copil când era, niciodată n-au păsat nimic. De vreo două ori m-au căzut și s-au julit genunchii, altceva, nimic, absolut, permanent, au fost și cătat și îngrijită și asta. 30 de ani am păsat-o și ca o sară, un moment, și n-am putut. Eu am dus-o format, complet. De fața doar nu mai era ca mască și mâinile, și picioarele, restul tot format. Era moale, parcă era din plastilină. Am mărs de amărunțelul și am chipuit fiecare bucăță, fiecare centimetru, zic, poate tot și uneva este o bucăță, ceva tare, spun mâna să... Tot era moale. Fiecare moarte blochează părinții în neputință, furie și dor. Cum a aflat soțul dumneavoastră, tatăl Valentinei, despre accident? Unde era dumnealui? Era acasă, eram acasă împreună în dimineața și tot când a ieșit, parcă el dintr-o dată a început să strige, eu am început să îmblă încolo încoace, nu găsăm, dar parcă mai altfel, dar el deodată a început să plângă și a început să strige și a plâns până și amuc deodată. Reacția asta o are, nu m-am gândit că și bărbați pot să plângă, că dar el nu e așa la noi, că să-l văd că plânge, că este, dar o plâns într-una. Cât a fost, lume erau cu lumânare, cu... A ieșit afară, mi-a stat rău și am ieșit afară. M-am uitat în drum, că bate lumina la stâlp, în târziu a fost, era încă 12 lumea, că tot vine. E parcă era alie. Stătea lumea până încolo în vale, stăteau și așteptau câte 4-5 să intre, că, mă rog, cald și... Ca la o nuntă înainte, cum era și între lumea și de mâna cu mire, cu mireasele, că fix așa și la noi stătea lumea. N-am mai putut să intre, n-am avut tărie, n-am avut curajul să intre înapoi în casă, am intrat acum după și s-a eliberat casa, că de acum chiar nu mai putem, nu avem nici lacrimi, n-avem voci, n-avem... Toată lumea din Băcioi a rămas șocată de cele întâmplate. Am petrecut-o pe ultimul drum. Nici nu m-am gândit niciodată că o persoană, atâtea flori, poate să câștige. Mă rog, la o zi de naștere câștigi, hai, 10, 20, câte persoane vin. Dar era tot pragul plin din capăt până la ușă și coroane și jos. Era plin tot cu flori. Niciodată nu m-am gândit că așa de multe flori poți la așa o
cu așa ocazie. Tot drumul a fost numai de flori și coroane, nici nu se vede crușa din coroane. Au venit rudii de peste hotare, mulți au venit, trebuie la o ceremonie veselă, nu la mormântare. De la înmormântarea Valentinei a lipsit fiica ei Amelia, dar și sora ei Nicoleta, care se afla într-o stare extrem de critică în spital. Amelia, fiica Valentinei, nu știa că mama ei a murit. A aflat peste câteva zile. Cine i-a spus? Eu. Eram la Nicoleta la spital. A ieșit afară pe teritorii. Mulți copii hrăneau holubașii. Bunica, hai să luăm pâine, să hrănim holubii. Și ne-am pornit să ieșim de pe teritoria spitalului și mai găsesc copana albă. Dar e bunică, dar ia în copana albă. Zic, ai eu tu. Dar nici nu mi-a aruncat-o. Zic, și ție în ungeraș. Dar eu pe cine am? Zic, mama ta. S-a blocat și atât. N-am mai scos un cuvânt. S-a suit la mine în brațe, în mașină și așa. O știu de acum că e... E când retrăiești, e nu-și spune emoțiile, îți plângă, îți fac estire, că da, permanent așa cu mâna, cuprinde bunica așa, că s-o cuprind mai înstrâns, mai lângă mine. Și așa mi-a luat mâna și am simțit că și așa uleac, parcă a început să tremuri. Și a început, bunica, vreau la mama, vreau la mama, vreau la mama. Și spre drum de la Chișinău, venind spre Băcioi, am început să-i povestesc de... Zic, mama nu mai este, Amelia, cum nu mai este, vreau să vii mama, eu vreau pe mama. Zic, mama e sus la cer. Cum bunică e sus la cer? Cum așa niște... De eu m-a blocat, nu știam cum să-i spun, nu știam cum să-i lămuresc. Dar unde e mama? Păcat am un cuvânt să-l asociez cu ceva, să-i spun, dar e zis și mama e invizibilă, zic, da, mama e invizibilă, mama stă așa, s-a implicat și generele și spune, zic, mama e sus pe un nor, norii care sunt albi, frumoși, așa, mama plutește pe dânsii. Vreau să văd unde e mama. Și am hotărât noi amândoi, dacă eram în mașină cu generele, zic, adem la cimitir și să-i arătăm, știem că poza noi și, zic, poate într-un fel nu prea aproape la suflet, ar să iei, zic, ca să... Mă rog, nu știam reacția, dar zăcădem să vedem. Vestea a primit-o cu durere. Copila a simțit că a pierdut o parte din ea și nu realiza cum să treacă peste această pierdere. Cum își va continua viața în lipsa mamei? De la cimitir venim la noi. De acum, când am ajuns la noi acasă, dar după înmormântare, tablou e Valia, l-am adus acasă. L-am adus acasă și am hotărât că să-l pun să avem un ungheraș aia. Pentru dânsa aici au crescut, aici ai... Eu au venit și dintr-o dată, drept în casă, s-au gândit că de obicei, ca să între uneva, s-o găsească pe mama într-un unghiere, intrat în casă și o văzut. Stătea așa, pe ăsta tablou a pus și s-a uitat și mami, dă și tabloul mamei aici, fotografie, zic... Am vrut să-i fac o surpriză de ziua aia, atunci nu mi-a zis nimic, o tăcut, dar poate eu să-l iau. Tabloul și l-a luat, l-a cuprins, a ieșit afară și s-a așezat pe scaun și a plâns ca unul matur, fără cuvinte, fără nimic, dar așa e cnec, eu, după ce am luat-o eu în braț și mai, cum era fierbinte, așa, tabloul și ăla, așa l-a strâns și așa l-a... Așa a început copila să se agațe de tot ce i-a mintea de mama. Și când intrăm pe teritorii la mama și copilul la spital, ei, nu știu să vă zic, acolo vreo 5-10 pași până la alie, o pășit, o pană roz, care sunt, o pană roz, o găsit, o zic, într-adevăr, este minune, este, o găsit pana și de ea așa, s-o rup de la mine din mână și fugă, i-am dat drumul, că știu că cum nu-s mașină, este așa, i-am dat drumul să fugă și când o văd, e bunic, bunic, dar așa cu o dispoziție, așa cu un glas, parcă, de știu fiecare unghiut și fiecare, dar glasul și ăla nu l-am auzit niciodată la însă și așa cu un glas, o strigat, bunică, eu am găsit o pană roz, uite, mamei mi-a aruncat o pană roz. Atunci, într-adevăr, a fost să tăiesc de răsuflare, am găsit un scaun pe el, acolo m-am așezat că, da, e știi, că când m-am mai văzut eu câteodată când îi se face rău de la tensiune și mă așez, apedeam o, știi, și apam ușor să așez lângă mine, ori, până când eu stuțin de mână. S-a așezat, vezi, bunică, vezi, mama, mi-a aruncat-o pană roz,
E atunci ceva îmi spune, dar eu mai nu auzăm. E o asocia la o rochiță roz. Ceva ei îmi spune că are o rochiță roz pe un mirar și a s-o pui la rochiță și e roz. Da, ce gânduri aveți atunci când ea reacționa așa? Mă rugam și mă gândeam, zic, Doamne, mai arată așa unele lucruri de astea, în fața ei să-i mai iasă astea, sau vine la noi și tot vede pe fereastră, vine că fluturașul e la albă, așa că-i mami, sau la cimitir, sau undeva pe acasă, sau permanente, că ceva vede, ei spune, așa că asta-i mami. Asta e o durere cu mult mai mare. Cu mult mai mare și nu sunt tămăduit treci și tot vă spun așa, e o senzație, o am că să aude o mașină și ne parchea ca să oprească Valeca, am ușa să vii Valeca. În toată această perioadă, Nicoleta, sora Valentinei, se afla la spital. Suportase mai multe intervenții chirurgicale. Cea din urmă a fost pe față. Părinții au dorit să o protejeze, să nu o facă să sufere și au ales să nu-i zică că sora ei a murit în accident. Cât de greu a fost dumneavoastră să vă împărțiți? Avem o senzație că mă rup bucățele. Era câteodată că, mă rog, Nicoleta, după anestezie, după toate medicamentele, mai erau somnolente, mai erau și... Eu, mă rog, mă dușem unde mai avem și vinem iar înapoi și ea mă vede și... Și ea nu știa? Nu știa, dar... Întreba unde și noi i-am spus că e peste hotare la spital, zic, așa ne-am sfătuit mai mulți împreună și zic, să-i spunem că e plecat, am întrebat și psihologa. E plecat, am dus-o peste hotare, aici n-am putut să-i acordăm și aici, când s-a fost aici pe loc, era să zic, de să o sun, era să... Am spus că e la niște rude la Germania, că avem și zic, e acolo. Și ea nu știa. Și ea mă întreabă, mamă, eu te întreb ceva, dar mă tale să nu te supere. Uite cât sunt. Dar într-adevăr erau mulți, că de acum și surorile medicale la spital îmi face observații, că voi prea mulți sunteți în salon, prea mulți veniți, prea mulți, permanent cineva. Nu e rar dacă și acolo s-a fost o oră sau o jumătate de oră cineva să nu fie. Permanent cineva venea la dânsa în vizită și mulți știau și mai în scurt. Și ei îmi spune, zici, numai nu te supăra, dar vreau să te întreb. Uite cât voi sunteți aici de mulți împrejurul meu, dar Valea acolo e singură, chiar mă tare ca mamă, nu te doare sufletul. Parcă nu și tu un cuțit atunci și așa o durere am simțit că ești în coridor și a început a plânge și nu vrem să intru înapoi, zic că nu intru înapoi. Și de-am permanent și mă gândeam, zic că de unde cuvintele este, cum au putut cuvintele astea să mi le... Dar pe urmă zic, stai că nu știe. Știm că nu știe. Și-a luat inima în dinți și alături de psihologul spitalului a decis să o anunțe pe Nicoleta că sora ei a murit pe loc, în accident. Și a văzut că noi tot prin prejur, dar spuneți-mi odată, e până ultimul totuși s-a gândit că e la spital, e ceva grav, poate să rămâi cu un defect oarecare sau poate numai nu s-a gândit la deces nici că cum. Și când i-am spus că e o decedată, ei au început să plângă, n-au strigat, n-au făcut isterică. Au plâns, a înțănut-o de mână. Până la urmă zic că eu vreau afară, eu vreau să ies afară, vreau la bani, vreau să ies afară. Băiatul aștepta în coridor. Noi că tare toți pastile am primit dimineața, zic, mă rog, că decât noi să ne putem să ne abținem. Mai erau din prieteni, de rude afară, au așteptat, am ieșit toți împreună și au început să plângă, da, și știți cum au plâns, dar toți prin prejur și toți așa cuprins-o și asta și eu o simțit că se află în siguranță și... În spital Nicoleta s-a simțit extrem de rău, însă a supraviețuit. E 15, era vineri, 3 zile, ca 3 ani, nu pot să zic că au fost 3 zile... De calvar în reanimare iarăși. Niște întrebări, se temea, stai și mă ține mamă de mână, nu mă lăsa singură. Sunt unele mirosuri care nu puteți să le suport și nu înțelegem și ea nu poate suporta. Cred că și nu știu ceva acolo, mă rog, dar toți dezinfectați. Era lampa și de coarț. Ieșeam ori puțin că era o fereastră deschisă. La fereastră trage aer, intram înapoi. Nu, mamă, nimic miroasă sânge.
De cum așa eu eram într-un șoc și într-un stres, zic, mai fost o zi de reanimare, precis că nu rezistam niciuna din... Du-te, te rog, mamă, și spune să ne scoate de aici, te rog, spune să ne scoate de aici, permanent, de-am așa și, și numai nu știu cu câte cuvinte și numai nu știu cum nu o luam și cu... Tot ați fie bine, Nicoleta, noi trebuie să mai primim medicamente, Nicoleta, noi... Dacă organismul pus, că nu, nu, s-a început cu... Cateterele scări la mână, a început să blocheze. L-a scos de la unul, l-a mutat la altul. Organismul, să vede cu ochiul liber cu organismul, a zis nu. A pus o cruce și a zis nu și gata. Până de mult, doamnele, au înțeles, au văzut starea care. S-a început o criză de nervi, a început să sufoc și nu se putea răsuflat. Și am avut o spaimă că... Îmi pare că se duce să vină țesă buzele. Am chemat medici și... Au venit repede, s-au liniștit, eu pot să o injecție, s-au liniștit puțin. Și tătă noapte și am stat amândouă de vorbă, am vorbit, ne-am ținut de mână, am stat una lângă alta, am stat amândouă pe pat, nu îmi dădeau nici un centimetru să mă nici de lângă dânsa. Stai, te rog, lângă mine, nu te duci, pe paș, nu auză pașul, se ridica și ne vine, și ne intră. A fost o criză de nervi, de frică, de anxietate? Da. Mai bine de o lună de la tragedie, femeia a înțeles că trebuie să-și continue viața și să trăiască așa, cum i-ar fi plăcut Valentinei. La mine se rupe sufletul și vor toți să-i ajut și vor să-i susțin acasă și... Câteodată chiar cedez, dau mai în jos, nu pot, n-am trei. Și apoi, iar eu sângur pe mine, eu stare, eu sunt puternică, eu pot, eu să rezist, eu cam cap, un alt pot ridica de jos, dar arădic și totul merg înainte, eu pot. Eu pot, eu știu că pot, am ieșit afară cu animalele, vorbesc. Sau mă ridic și mă uit pe fereastră, că avem fereastră asta în grădină și mă uit. Și zic că eu sunt matură, eu nu sunt Amelia, dar totuși mă uit și văd fluturașul alb și așa. Zic că așa m-aș bucura să și băie, ca să văd fluturașul ăla, să așeze pe fereastră. Să-l văd că se așeze pe fereastră, știu că e că asta-i Valea, e că... Parcă câteodată zic, strezește cu chilul și ala din mine și vreau și eu unele, de la natură așa unele... Semne, da, de la natură, că pot și eu cât de cât să și mai ușor să... Înainte era o muscă, era o vesp și mă intra în casă, intra înainte, atât alungam sau... Dar mă văd contrat, o las. Zic, poate asta Valea, poate... Știți cum, știu că... Nu există așa ceva, dar așa, până în ultim moment, tot trag nădejde că iar să vie. E este, că tare, mă rog, e poate și este pentru noi. Invizibil, cum zice Amelia. Ce vă dă puteri? Cine vă dă puteri să mergeți mai departe, să rezistați acestei situații? Valea. Am o simt că e pentru dânsa. Câteodată zic, parcă aș ocărâi pe cineva, parcă dacă aș zâi și să ocărâs, parcă mi-ar trece o leac mai ușor, dar știu că ei nu-i place și singur mă pătule. Sau Nicoleta îmi face observați, mama ta, știi că lui Valea nu-i place? Noi așa am luat o metodă cu dânsa, cu Nicoleta, că sunt unele lucruri care noi știm că lui Valea nu-i place. Așa pămușie, Nicoleta zice, mamă, știi că mătale, lui Valea nu-i place? Hai să nu facem așa, ori hai să nu vorbim așa, ori hai... Multe ne una pe alta, așa, și ne aducem aminte permanent de Valea, cam cum Valea era să spui, cam cum Valea era să zică. Familia abia degăsește putere să treacă prin acest calvar. Soțul Valentinei, cum depășește momentul? E că el ca bărbat poate puțin mai... El spune că era mai greu, mai grav, dar m-a s-o dus la cimitir și a zis că eu cum mă simt ceva nevoie, mă duc la cimitir și stau de vorbă. După aceea mă simt mai ușor. Nu mă ajută, dar simt că parcă mi-a descărcat sufletul, parcă spun, sunt unele lucruri care... El se duce acasă și mă întreabă, zice, mamă, știi că eu de timp spuneam că la noi candela nu arde, că eu ziceam, zic, Valea, prinde candela, mă rog, eu știu o credință care am apucat-o la părinții mei, și ziceam, zic, aprinde candela, el se duce în rută, zic, aprinde candela, că drumurile astea, vezi câte accidente, cum se întâmplă, zic, aprinde candela și eu un îngăr păzător, zic, este totuși la fiecare. Și
Jinerle îmi spune, zice, mamă, știi, Clăne, când el nu arde, e cam o arde. Ce că m-am dus acasă, am schimbat uleiul și am o arde. Și el așa e bucuros că arde candela, zice, eu parcă îi sunt prezența lui Valea în casă. Și eu când într-un casă, eu îi sunt prezența. Eu și de dânsul, câteodată mă gândeam, zic, numai el e bărbat, mai intră și el în depresie, ne pot să ca și faci. Mă rog să mai duce la bunica cealaltă, că eu dacă cu Nicoleta pe la spital, pe la asta, zic să vii la noi, dar după mama, primul tata și apoi noi ceilalți. Între timp, au apărut detalii despre nenorocirea din Singera. Șoferița era servită, dar de acum, după asta, din martori, din unul în altul, s-au aflat că eu a fost și el la hram, ei era servită cu mult mai mult, o stat undeva, o dormit, după ce s-a suit la volan și s-a pornit acasă. Dar când e susuit, când a văzut-o, doar e singur, nu a putut servească, era cu cineva. Trebuie cineva să oprească. Asta e pe mai multe lume, au vina pentru de cazul și-al de atunci seara, de atunci noapte. Trebuie să oprească, trebuie să iei cheile, trebuie la moment poate să supăra pe cineva acolo, dar în schimb rămâneau sufletele astea în viață. De ce știți despre ea? Doar atât, și am citit pe rețele de socializare și atât. Era colaborator de poliție, în seara și era pe formă, măcar că era în afara orelor de servici. Era pe formă, atunci seara când s-a întâmplat, e undeva acolo s-a ascuns, o sunat, i s-a adus haine, a schimbat hainele, ceva acolo, șmecherii, ulei răsărită, nu știu ce acolo, cât de cât se dezbată mirosul. Și accidentul s-a produs în apropiere casei ei. Da, după cât spun martorii, da. Nu departe. Și acolo e o cotitură lină, se vede de departe. Nu e că să fie undeva că trebuie să te feriești de ceva, să stai. E ca așa pe... Ei mergeau reglementar, mergeau pe bordură, nu mergeau pe mijlocul drumului. Potrivit avocatului angajat de familia Valentinei Bivol, Viorel Gortolomei, angajata ANSP care a urcat biată la volan și a spulberat o familie întreagă este în așteptarea rezultatelor expertizelor medico-legale. Testată alcool scopic la locul accidentului, aparatul Dräger a arătat o concentrație de alcool de 0,51 de miligrame per litru în aerul expirat. La moment suntem în așteptare, deoarece cum vor fi gata expertizele, considerăm că deja procurorul va transmite cauza în instanță judecată pentru examinarea în fond acestea. Din spusele atât și a avocatului inculpat, cât și a procurorului, doamna își recunoaște vina, dar această situație doar îi micșorează din pedeapsă și nici de cum nu va reabilita cazul dat. Este imposibil să accepți moartea propriului copil, spune femeia. Într-o zi, ceva tensiunea, dar și eu, așa brusc, o scădere de la este și eram aici pe scări și de câte ori pun mâna pe perila asta, mi-aduc aminte, zic că aici pe perila asta, mai n-am căzut jos și Valea mi-a dat mâna și m-a ținut. Și permanent de câte ori dau și mă ridic, permanent pun mâna, cam știu locul unde. Și parcă așa îmi pare, vine o căldură de acolo, de la multe lucruri le asociez cu dânsa, mi-aduc aminte des când e. Sau, de exemplu, dacă luam și începem să mătur prin o gradă, măturam într-o direcție, dar e Valea altfel mătura. Încep și eu așa, parcă îmi pare că parcă pune mâna și ei, parcă multe lucruri le combin cu, mi-aduc aminte cum ele fășești, parcă e mai ușor, parcă așa mai, îi sunt prezență. Familia intenționează să ceară dreptate în instanță. Acum, Nicoleta, am plinit 18 ani, dumneavoastră veți merge în instanță la fel ca și partea vătămată, ce intenție aveți? Să luăm un avocat și o să facem într-așa mod. Poate la moment să veniți să adresați, să veniți să zici, poate știți cum. Sunt unele lucruri care nu se iartă, dar măcar nici să închizi ochii nu poți, nici să ierți nu poți, dar simți, sufletește că poate mai dai o șansă la omul ăsta, că e tânără, a să-și refacă viața, poate asta să-i dea înțelepciunea, să înțeleagă și a să uite că la viață cu alți ochi, nu așa ca de obicei, că am înțeles că nu prea era e. Exemplare portările ei nu erau, dar și nu-i la prima abatere, mai are, asta e tot și dacă nu știu, nici nu vreau.
Înțeleg că e copilul cuiva, înțeleg că poate părinții și ei doare sufletul, dar chiar nici un simplu cuvânt, nici așa, părinții, nu știu. Dar iarăși, dacă ar fi toți cu sufletul mare pe lumea asta, pe așa răi unde se duc? Trebuie să fii și de și ești, de și e, că păi... Să poate pământul să existe, să luăm exemple, poate greșelile cuiva să ne învățăm, de atâta trebuie unele locuri să... Nu de fiecare dată să cedezi, trebuie să ridici capul și să mergi înainte și să arăți că până aici a fost, oprește-te, mai departe nu o să merge. Sunt părinți care își alintă odraslele, le permit de toate și ele, și copilul de acum de bine și nu mai știi ce să mai fac. Și sunt momente când el îți iese din... Și ca să începe prostiile și... Astăzi, la mai bine de o lună de la tragicul accident, Nicoleta și-a găsit putere de a-și spune durerea. Nu a înțeles ce s-a întâmplat atunci. Își amintește doar frânturi. Eu sunt Nicoleta, sora Valentinei. După accidentul care s-a întâmplat, eu mi-am pierdut sora, iar eu am fost foarte grav traumată. Acum sunt în stare de reabilitare. Încet, încet am nevoie de mult timp pentru a mă reabilita. Eu am împlinit 18 ani. Și vreau să merg mai departe, să-mi aleg un avocat și să dobândesc dreptate pentru mine, pentru sora mea și pentru nepoțică. În primul rând vreau pentru sora, pentru că știu că ea asta foarte mult își dorește, pentru că pentru ea viața era în acest moment cea mai dulce și cea mai frumoasă. Vreau ca șoferița care ne-a traumat să răspundă pentru fapta ei și mai departe să nu traumeze alte familii, la fel cum a traumat familia mea pe mine, nepoțica. Ne aflăm într-o situație imposibil de grea și dureroasă. E foarte greu, știu că sora nu se mai întoarce, deși o aștept în fiecare zi să văd cum vine pe poartă sau cum mă sună. Sau de multe ori stau și pur și simplu iau telefonul în mână și pun să sun. Și mi-aduc aminte că stai, că nu o să-mi răspundă. Vreau să-i scriu un mesaj și spun, nu bine, eu îi scriu, dar ea înapoi nu o să-mi răspundă. E foarte greu, dar mă stărui pentru nepoată să fiu tare, pentru că vreau să-i ofer ei tot ce am eu, să-i ofer ei, ca să... Oricum lipsa de mamă o simte, da? Decât să-i ameliorez durerea pe care o are. Nicoleta se simte bine. Poate vorbi și învață să se deplaseze singură. Ce dorință ai acum? Ce plan, ce vis ai? Vreau, în primul rând, să mă pun pe picioare, să fiu la fel fata și persoana care am fost până la accident, să fiu la fel de puternic, să pot înfrunta toate durerile și toate situațiile grele care o să le mai pot avea în viață. Îmi doresc ca nepoțica să fie sănătoasă și să am grijă de ea. I-am promis și surorii că o să am grijă de ea mereu. Și îmi doresc ca șoferița să răspundă pentru faptele ei. În casa familiei Ursul, lumânările nu se mai sting, nici lacrimile nu se mai opresc. Aveți momente când vă gândiți să nu ajungeți în depresie? Să nu aveți stări din astea sau... Am, da. Sau le-ați avut deja? Și le-am avut și le am și... Dar mă eu cu lucru, îmi place și unele lucruri să le fac. Sau aceeași floare, m-am apropiat și încep să-i rup frunzele uscate sau să le dau jos sau... Că Valin zice, dar arunc florile astea, că de-am nu mai înfloresc. Nu, că ele să înflorească. Și începem să le rup și începem să le fac. Și apoi mă uitam pe Facebook, cam cu și pot să le ud, că ele să înflorească. Și apoi le udam. Parcă vreau să dau câte o șansă, o nouă șansă iarăși la o floare, că să-și revii, și la chestia care mai sunt florile așa, o leac mai este. Dar arunc, las că eu să cumpăr alta. Nu, zic, nu, las eu să-i dau o șansă, ies și revii floare și ies. Sau, de multe ori, am unul pretimp, dar de multe ori mi-e place ceva să fac singur cu mâna mea. Să fac vazoane de astea din beton sau ceva să vopsiesc. Îmi cumpăram vopsiele periuți, mai mari, mai mici, ceva să vopsiesc. Îmi punem pe masă și de ori întregi, de ori să fac. Sau ceva să înclie pentru omele.
Că mușii, bunică, dar tu știi că eu am toamnă de aur. Zic, da, dar mama, e bunică, eu vin la tine și facem toamnă de aur. Ceva să încliem, ceva să facem, ceva să... Și pentru aia asta, îmi place și pentru asta mai ușor să cot. Am să pot să ies din tăta asta, cu cât să mai implic în ceva, ceva să fac, nu să stau. Și stau și să aștept că cineva de sus a să-mi temadă-i sufletul, nu... Dar e foarte greu, foarte, foarte greu. Polițista care a intrat cu mașina pe trotuar și a ucis o femeie a fost suspendată din funcție la o zi după accident. Tânăra și-a recunoscut vina. Era angajată în cadrul INSP de 3 ani. Acum ea se află în arest preventiv, în penitenciarul numărul 13. Ce pedeapsă credeți că merită șoferița pentru toată tragedia care a făcut-o și toată durerea pe care v-a provocat-o? În primul rând să fie oprită de lege, să fie oprită, să-i fie pe toată viața, să nu mai facă și să fie de învățătură și la alții. Dar șoferița și ei și merită, numai legea să fie nu de partea lor, că ei și-o recunoscut vina și să-i dea cât de cât să-i fie intrată în situație, că ei o recunoaște vina și dar noi să rămânem parte vătămată, așa și să stăm. Nimeni să nu se uite la noi. Legea trebuie să fie lege pentru toți, nu că care e polițist, care e om de rând, răb de la junge. Dar pe eșalți streși cu vederea și rămân numai lacrimi în urmă și scârbă. Ce mesaj aveți pentru cei care o să vă privească, pentru șoferi, pentru toată lumea? În primul rând să gândească, dacă nu la dânșii, să gândească la lumea și ei care merge pe stradă, să gândească omul și ala sau cine este copil, are acasă care cineva îl așteaptă, are părinți care l-au crescut, care l-au adus până la așa stadii, la așa vârstă, care l-au crescut. Să gândească întotdeauna înainte, de cât așa mai bine arată că tu pleacă cap când să-l tai saghea și mergi pe jos, că nimeni n-a să te judici, că tu ai servit, te-o văzut servit, dar mergi pe jos. Dar nu la volan s-o suit, că să nu o vadă nimeni. Și la urmă, o știe o țară întreagă. Întotdeauna să gândească și să aibă grijă, fiecare copil să gândească că a fost crescut de cineva și îl doare sufletul pe părintele și ala acasă, că l-a crescut până la așa vârstă și l-a dat în lume, a ieșit și s-a pornit. Și nu trebuie de fiecare dată să ne întorșim și să ne temem, să mergem pe drum, că cineva să vii pe noi și să dăie. Măcar că tu mergi regulamentar sau măcar că tu între același transport ești sau chiar pe jos sau unde nu ai fi. Mă rog, sunt diferite cazuri, dar cu cât paza mai bună să ne fie, cu atâta să trecem peste multe lucruri mai ușor. Deci n-a să rămâi lăcrimi enorme vărsate. A distrus câteva familii. Da, într-adevăr, familie distrusă, care scurăni lăsate în suflet, care nu stămăduie. Implor iarăși că să așa situație, cum s-a întâmplat la noi, să nu mai fie. Să fie acest ultimul caz și lumea să privească viața cu totul cu alți ochi, pentru că ea e frumoasă, doar că trebuie trăită de blind și apreciată, așa cum o avem, dar așa să o apreciem, pentru că într-o zi o putem pierde și atunci nu mai putem face nimic. Svetlana Ursu știe că în viață nimeni nu te învață cum să reacționezi spre binele unei mame care își plânge copilul. Știe că nimeni nu vrea să o rănească, dar știe că în astfel de situații tăcerea e mai bună și un număr pentru plâns. Doamna Svetlana, spuneți-vă, rog, de ce ați acceptat să vorbiți pentru emisiunea? Ca să vă strigați durerea, ca să cereți dreptate? Pentru ca ce? Să-mi spun durerea, dar cel mai tare că să fie făcută dreptate. De tot dacă durerea, așa și o spui și în stânga și în dreapta și multă lume mă vede și multă lume de acum. Știți cum până amui erau condoleanțe, zic, cum cuvântul ăsta și-mi părea așa de... Zic, mai mult nimeni să nu-i zic, că mă... Știți cum, că chibritul mă prindem repede și vrem să mă abțin și nu putem și îmi tremura și glasul și eu... Dar pentru că să fac dreptate. Să fie dreptate și să ajungă și la lumea și care ne hotărăsc soarta ei, ne hotărăsc soarta nouă. Legile sunt luate tot de oameni, dar deși nu se respectă, deși nu să iem folosul nostru, dar să iem folosul cuiva. Deși banul trebuie să hotărască soarta noastră, deși banul trebuie să hotărască pentru 30 de ani crescut
turnat apă ca la o floare, să fie permanent să-mi florească, și neva într-o minute i-a spulberat viața. Și îi se iartă și se trece și să... Deși așa, deși fetița asta trebuie să trăiască fără mamă, deși fetița asta trebuie să șadă să gândească multă lume împrejur, cam cum să o putem noi să o creștem, cam cum să o protejăm, cam cum să... Că e foarte șubre de situația și e foarte... E ginga și își poate sfărâmi la orice moment, la orice... Cineva să-i zică un cuvânt despre mamă, e de fiecare dată să începe să-i tremur glas și plânge și... Ceva ce vă doare pe suflet, ce vă macere? Vreau liniște în toate familiile, vreau să fie bucurie prin toate familiile, la toți le fie să râdă și să... să plângă doar în momente de bucurie. Doar atunci să plângă, să nu știi ce înseamnă lacrimi, să te culci cu lacrimi, să-ți scoli cu lacrimi, să-ți spili fața permanent cu lacrimi. Că de acum câteodată nici nu mai audio, nici curge, m-au stră ochii. Am înghit în sec și îmi lupi împrejurul căsă și golul ăsta nu poate nimesnea la stupi. Asta unica și vreau de acum să avem tărie de caracter, să putem să ridicăm nepoțica și să ne susținem unul pe altul reciproc, într-adevăr, pe toți ne-a lovit. La final, Svetlana Ursu ne-a mărturisit că timpul nu vindecă orice rană. Când vine vorba de moartea propriului copil, nimic nu poate alina o asemenea suferință. În urma impactului au rămas familii distruse. Pe Valentina nu poate să o întoarcă nimeni.